Visătoare, mărinimoasă și plină de speranțe este Thi Huệ, o fată simplă din Vietnam, care împreună cu prietenii săi a câștigat o bursă în Republica Moldova. A învățat limba română și acum studiază jurnalism la Universitatea de Stat din Moldova. Eu am venit în Moldova cu opt prieteni. Noi învățăm la facultate în diferit. Jurnalist, drept, limbist, străin, antropozic, sikini. La lecții eu mă simt foarte greu pentru mine, pentru că eu am studiat limba română aproape 7 luni. Da, eu nu pot să ascult și vorbesc și să crezi, da, foarte greu. Chiar dacă întâmpină greutăți, Thi Huệ luptă pentru visul ei de a deveni un adevărat jurnalist. Atât colegii cât și profesorii o îndrăgesc pentru felul ei de a fi. Este o studentă foarte veselă. În ochii ei se văd speranțe, pentru că cel puțin cred eu anumit într-un colectiv foarte bun. Deci este un grup foarte unit și cred că o să o reușească până la urmă să devină o familie. Viața mea în cămin este bine și bucurie, da, pentru că toți studenții în Vietnam locuiesc împreună și să ajute reciproc în proces de învățare și de viață. Noi facem mâncare în Moldova, salat, da, și ceamă. Și păstasă? Și păstasă plăcintă. Când eu am timp liber, eu trebuie să merg la piața centrală pentru a cumpăra legume și fructe, facem plină pare și eu am participat la program Moldova Are Talent. Eu am cântat. Cánh đồng muối trắng, tính sâu mấy nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về tìm ấm vang sông vỗ ai đi xa mô đó biển có nhớ lấy đường về đường đông lầm đường khẽ giao rồi đường hồng lắm đeo ngang linh cảm cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận. În scurt timp a reușit să îndrăgească Moldova și să o numească casă, locul unde inima ei este împăcată.